Pentru a fi un om de succes în viață este foarte important să avem o părere foarte bună despre noi înșine. Este important să ne schimbăm modul de gândire, să ne revizuim relaționarea cu cei din jurul nostru. În fiecare zi când te culci sau te trezești, creierul tău trece prin starea teta. Starea teta este tărâmul minții subconștiente, este starea autosugestiei. Aici ai acces la toate resursele tale. Pune-ți căștile și ascultă afirmațiile pozitive care urmează. Acestea te vor ajuta să-ți crești stima de sine, să ai mai mult succes, să fii mai bogat și mai sănătos. Încearcă să asculți în fiecare seară înainte de culcare aceste afirmații și vei vedea cum schimbarea în bine a vieții tale nu va întârzia să apară. Eu sunt creatorul realității mele. Mă accept și mă iubesc pentru ceea ce sunt. Sunt susținut și iubit de Dumnezeu, de Creator, de Univers. Sunt înconjurat de abundență. Sunt sănătos, energic și optimist. Sunt plin de bucurie, fericire și satisfacții. Corpul meu este relaxat, mintea mea este calmă, sufletul meu este liniștit. Sunt capabil să realizez orice îmi doresc. Eu pot atinge măreția. Totul în viața mea se întâmplă cu un scop. Totul se întâmplă spre binele meu. Sunt iertător. Compasiunea mea înlocuiește furia cu dragostea. Eu pot depăși toate dificultățile cu care mă confrunt. Sunt din ce în ce mai puternic și mai încrezător în fiecare zi. Potențialul meu de a reuși este infinit. Sunt din ce în ce mai informat și mai înțelept în fiecare zi. Sunt creativ și plin de idei strălucitoare. Sunt curajos și îmi depășesc temerile confruntându-le. Sunt împăcat cu trecutul meu. Radiez iubire, fericire, grație și pozitivitate. Sunt răbdător, diplomat și tolerant. Sunt recunoscător pentru minunile din viața mea. Universul mă sprijină în orice mod posibil. Fiecare experiență din viața mea mă ajută să cresc. Astăzi pun bazele unui viitor minunat. Vorbesc cu amabilitate despre ceilalți. Tot ceea ce caut poate fi găsit în interiorul meu. M-am eliberat iertându-mă mai întâi pe mine și apoi pe alții. Sunt semnificativ. Eu contribui la avansarea umanității. Mă iubesc și mă simt minunat. Mă accept necondiționat. Îmi văd problemele ca pe niște sarcini interesante. Radiez încredere. Problemele scot tot ceea ce am mai bun în mine. Sunt încrezător în forțele și abilitățile mele. Eu iau decizii înțelepte. Sunt îndrăzneț și curajos. Înfrunt dificultățile cu curaj. Eu merit iubire și fericire. Inima mea este întotdeauna deschisă. Sunt amabil cu fiecare persoană pe care o întâlnesc. Sunt înconjurat de iubire. Eu atrag doar oameni buni. Iubesc necondiționat și fără ezitare. Eu merit dragoste. Sunt iubit și apreciat de cei din jur. Oriunde merg, sunt însoțit de dragoste. Iubirea, iertarea și înțelegerea sunt fundamentul relației mele. Ofer și primesc iubire în mod egal. Îmi accept partenerul necondiționat. Sunt prețuit pentru ceea ce sunt cu adevărat. Căsătoria mea, relația mea devine mai puternică, mai profundă și mai iubitoare în fiecare zi. În fiecare zi mă simt mai sănătos. Sunt plin de vitalitate. Îmi îngrijesc bine corpul și am o alimentație sănătoasă și bine echilibrată. Corpul meu este un templu sfânt. Îl păstrez curat și îi păstrez funcționalitatea. Fac mișcare zilnic și îmi întăresc corpul.
divinitatea îmi călăuzește toate acțiunile. Sunt o ființă spirituală care este ghidată de divinitate. Sunt aliniat cu universul. Harul și dragostea lui Dumnezeu lucrează prin mine. Mă văd pe mine și scânteia divinității în ceilalți. Totul merge spre bine. Sunt capabil să văd lucrurile pozitive din fiecare situație. Sunt capabil să găsesc modalități optimiste pentru a face față dificultăților. Ceva bun poate fi găsit în orice situație, chiar dacă în acest moment nu văd acest lucru. Există întotdeauna o altă cale. Există întotdeauna o soluție la problemele mele. Rămân calm în situații neplăcute. Îi iert pe alții pentru greșelile lor. Mă iert pentru greșelile, eșecurile și neajunsurile mele. Am renunțat la furie. Mă ajută să iau decizii mai bune și să văd lucrurile mai clar. Intuiția și înțelepciunea mea interioară mă ghidează în fiecare situație. Viața își dorește întotdeauna binele pentru mine. Provocările cu care mă confrunt sunt oportunități de creștere. De fiecare dată când expir, expir tensiune și anxietate. Fiecare situație din viața mea este în slujba bunăstării mele. Sunt o persoană amabilă și unică. Am multe de oferit într-o prietenie. Îmi iubesc propria companie. Mă ajută să iau legătura cu eul meu adevărat. Singurătatea mă ajută să întineresc. Sunt liniștit și fericit când sunt singur. Întotdeauna pot să fac ziua mai bună altei persoane. Intuiția și înțelepciunea mea mă ghidează în direcția cea mai bună. Am încredere în mine. Sunt capabil să iau cea mai bună decizie posibilă. Sunt încrezător în deciziile mele. Chiar dacă iau o decizie greșită, aceasta mă va conduce întotdeauna la rezultate pozitive. Am nevoie de decizii responsabile și iau în considerare modul în care acestea afectează alte persoane. Prietenii mei mă iubesc așa cum sunt. Îi accept pe ceilalți așa cum sunt. Acest lucru mă ajută să construiesc prietenii pe termen lung. Eu atrag oameni pozitivi, cu care mă împrietenesc repede. Mă înconjor cu prieteni cărora le pasă de mine și mă tratează bine. Mă simt minunat de liniștit și relaxat. Am renunțat la tot ceea ce mă îngrijorează, mă voi confrunta cu aceste provocări mâine. Mintea mea este liniștită. Cad într-un somn profund și relaxat. Mă simt foarte somnoros și sunt gata să adorm. Mă simt relaxat și confortabil în jurul celorlalți oameni. Îmi place să cunosc oameni noi. Sunt sociabil, pot îmbogăți viețile altora. Sunt încântat de oamenii minunați pe care îi voi întâlni astăzi. Este ușor să comunici cu mine. Sunt sigur pe mine când sunt în preajma altora. Astăzi va fi o zi minunată. Această zi nu-mi va aduce decât bucurie și fericire. Am tot ce-mi trebuie pentru a face această zi relevantă. Înfrunt dificultățile acestei zile cu răbdare și curaj. Sunt încântat să văd ce mi-a rezervat ziua de astăzi. Sunt optimist cu privire la viitor. Viitorul deține tot felul de surprize plăcute. Am încredere în capacitatea mea de a crea un viitor fabulos. Am renunțat la griji și le înlocuiesc cu entuziasm, speranță și optimism. Am tot ce este nevoie pentru ca visele mele să devină realitate. În viața mea apar mereu noi oportunități emoționante. Voi găsi întotdeauna modalități de a reveni pe drumul cel bun. Cred în capacitatea mea de a mă elibera. Îmi stăpânesc viața. Cred în capacitatea mea de a extrage informații valoroase din situațiile cu care mă confrunt.
cred în capacitatea mea de a-mi urma visele, indiferent care sunt acestea. Familia și prietenii mei mă susțin, chiar dacă nu-mi împărtășesc visele. Îi ajut pe ceilalți să-și îndeplinească visele. Sunt înțelegător atunci când alții nu-mi înțeleg visele. Am tot sprijinul și ajutorul de care am nevoie. Am succes în orice fac. Eșecul mă învață cum pot avea succes în viață. Nu las nicio piatră neîntoarsă pentru a avea succes. Eu atrag succesul. Îmi urmez propria definiție a succesului. Devin mai bun cu fiecare zi. Practica mă ajută să ating măreția. Cred în capacitatea mea de a depăși neajunsurile. Înlocuiesc critica neconstructivă cu sprijin încurajator. Perfecțiunea se regăsește în toate defectele mele. Întotdeauna dau tot ce am mai bun și sunt o persoană cu inimă bună. Cred în mine și am încredere în propria mea înțelepciune. Sunt o persoană de succes. Sunt încrezător și capabil de ceea ce fac. Eu aleg să fiu fericit. Viața mea are loc chiar aici, chiar acum. Sunt înzestrat și înconjurat de familie și prieteni minunați. Sunt capabil să mă ridic deasupra trăirilor negative și să scap de gândurile rele. Sunt rezistent, puternic, curajos și nu pot fi distrus. În afară de mine, nimeni nu decide cum trebuie să mă simt. Când mă culc să dorm, toate lucrurile sunt așa cum trebuie să fie și mă odihnesc mulțumit. Sunt responsabil pentru gândurile mele și nu mă judec. Mă accept și mă iubesc în totalitate. Sunt responsabil pentru îngrijirea mea. Fiind eu însumi, aduc fericirea celorlalți oameni. Obiectivele și dorințele mele sunt la fel de valoroase ca ale tuturor. Prin curaj și multă muncă, pot obține tot ceea ce mi-am propus. Sunt bine așa cum sunt și îmi place cine devin. Prin contribuțiile mele fac schimbări pozitive asupra lumii. Prefer să mă înconjur de oameni buni care mă susțin. De fiecare dată când cad, mă ridic din nou. Sunt capabil să învăț repede. Cred în mine ca persoană și cred în toate posibilitățile mele. Sunt unic și frumos. Sunt respectat pentru că îmi urmez propriile convingeri. Sunt în regulă chiar dacă unii oameni nu mă acceptă. Îi iert pe cei care greșesc uneori și mă iert pe mine când fac același lucru. Sunt bun cu cel pe care îl văd în oglindă. Oricare ar fi dificultățile care mi-apar, am puterea să le depășesc. M-am născut puternic și mă întăresc în fiecare zi. Astăzi voi avea încredere în instinctele mele și în mine. Sunt suficient de bun și îmi place să fiu eu însumi. Îi tratez pe ceilalți cu respect și ei mă tratează la fel. Mă ridic deasupra tuturor lucrurilor negative care mi-apar în cale. Sunt iubit, sunt creativ, sunt amabil, sunt curajos, sunt o persoană responsabilă. Voi face mereu tot ce pot. Sunt unic. Când îmi propun să fac un lucru, sunt capabil să-l duc la bun sfârșit. Îi ajut mereu pe ceilalți. Voi învăța multe lucruri astăzi, pentru că sunt capabil. Sunt o persoană importantă și valoroasă. Mă eliberez de frică, judecată și îndoială. Aleg să am doar gânduri bune. Anxietatea nu-mi controlează viața. Sunt în siguranță și în jurul meu totul este bine. În interiorul meu mă simt calm și nimeni nu poate deranja această liniște. Recunosc că toate gândurile mele negative sunt iraționale și în acest moment voi opri aceste temeri. Nu-mi va mai fi frică de ceea ce simt. Nu-mi e frică să continui și cred în mine. Am ajuns până aici și sunt mândru de mine. Situațiile dificile sunt doar momente din viața mea și nu definesc cine sunt eu cu adevărat. Acestea sunt doar momente izolate,
nu reprezintă întreaga mea viață. Lucrurile se vor îmbunătăți, sunt doar niște gânduri, doar eu decid cum vreau să mă simt. Mă eliberez de toate sentimentele și gândurile negative despre mine. Întotdeauna văd doar ceea ce este bun în ceilalți. Eu cred în cine sunt. Sunt într-o călătorie în care evoluez continuu. Sunt consecvent în ceea ce spun și fac. Sunt frumos și toată lumea mă iubește. Viața mea aduce doar experiențe bune. Sunt deschis la schimbări noi și minunate. Mă simt glorios, energic. Sunt activ și îmi trăiesc fiecare clipă. Fiecare experiență pe care o am este perfectă pentru dezvoltarea mea. Astăzi creez o zi minunată și un viitor minunat. Abundența curge liber prin mine. Stima mea de sine este mare pentru că mă respect. În fiecare zi sunt din ce în ce mai puternic. Astăzi voi aborda totul cu curaj și cu încredere. Sunt responsabil de modul în care trăiesc în fiecare zi. Anxietatea nu mă reprezintă. Îmi concentrez energia pe valorile mele, nu pe anxietate. Am puterea să trec dincolo de anxietate. Eu sunt responsabil de respirația mea. Îmi cultiv pacea interioară. Apreciez frumusețea din jurul meu. Voi supraviețui. Am trecut și până acum peste anxietățile mele. Voi supraviețui și acum. Sunt răbdător. Îmi rezolv problemele pas cu pas. Sunt prezent în acest moment. Nu sunt în pericol. E doar un disconfort și asta va trece. Nu merit să fiu insultat. Sunt o persoană bună și amabilă. Sunt talentat și am multe lucruri de oferit. Eu contribui activ la vindecarea mea. Îmi place să-i fac pe alții să râdă. Sunt un ascultător excelent. Am mulți prieteni care mă ajută. Mă eliberez de această relație nesănătoasă. Sunt un prieten și un partener loial. Simt dragostea celor care nu sunt prezenți fizic în jurul meu. Mă bucur de propria mea singurătate. Mă iubesc și mă aprob. Mă concentrez pe respirație și împământare. Urmându-mi intuiția și inima, mă simt în siguranță. De fiecare dată fac alegerile corecte. Îmi atrag lumina și puterea interioară. Am încredere în mine. Sunt un copil unic al acestei lumi. Eu contez și tot ceea ce am de oferit acestei lumi contează la fel de mult. Eu pot fi unul printre cei 7 miliarde de oameni de pe pământ, dar sunt și unul dintre cei 7 miliarde. Am încredere în înțelepciunea și intuiția mea interioară. Eu inspir liniștea și expir nervozitatea. Lucrurile minunate se desfășoară în fața mea. Mă iert pentru toate greșelile pe care le-am făcut. Îmi eliberez furia pentru a putea vedea clar. Îmi asum responsabilitatea dacă mânia mea a rănit pe cineva. Îmi înlocuiesc furia cu înțelegere și compasiune. Ofer scuze celor afectați de furia mea. Poate că nu înțeleg binele acestei situații, dar el este. Adun multă speranță și curaj din interiorul meu. Aleg să găsesc modalități pline de speranță și optimism pentru a depăși dificultățile. Eu cer ajutor și sfaturi dacă nu văd o cale mai bună. Refuz să renunț pentru că nu am încercat toate modalitățile posibile. Știu că înțelepciunea mea mă ghidează spre o decizie corectă. Am încredere în mine că voi lua cea mai bună decizie pentru mine. Accept părerile tuturor cu amabilitate, dar decizia finală rămâne la mine. Îmi ascult conflictul interior cu dragoste și reflectez asupra lui până obțin pace în jurul lui. Îmi iubesc familia chiar dacă nu mă înțelege în totalitate. Îi arăt familiei mele cât de mult o iubesc prin toate modurile verbale și non-verbale posibile. Motivul pentru care eu fac parte din această familie perfectă este cu siguranță unul bun.
prefer să-mi văd familia ca pe un cadou. Am devenit mai bun după toate greutățile prin care am trecut cu familia mea. Îmi aleg prieteni care mă aprobă și mă iubesc. Mă înconjor cu oameni care mă tratează bine. Îmi fac timp pentru a le arăta prietenilor că îmi pasă de ei. Prietenii mei nu mă judecă și nici nu-mi influențează viața. Mă bucur foarte mult de prietenii mei, chiar dacă avem păreri contradictorii sau trăim vieți diferite. Sunt frumos și inteligent și așa mă vede toată lumea. Mă consolează faptul că pot ieși oricând din această situație. Compania străinilor mă învață mai multe despre propriile mele aprecieri și antipatii. Fac doar ceea ce îmi place și mi-aduce satisfacții. Pot juca un rol important în succesul propriei mele cariere. Sunt angajat în activități care au o influență pozitivă asupra lumii. Cred în capacitatea mea de a schimba lumea cu ceea ce fac. Somnul liniștit mă așteaptă în lumea viselor. Mă eliberez de toate poveștile false pe care le inventez în capul meu. Îmi eliberez mintea de gânduri până dimineață. Îmbrățișez pacea și liniștea nopții. În această noapte voi avea un somn adânc și frumos. Această zi nu mi-aduce decât bucurie. Astăzi va fi o zi minunată, de neuitat. Gândurile mele sunt realitatea mea, așa că vin cu o nouă zi strălucitoare. Îmi întâlnesc ziua cu bucurie și o umplu de speranță. Mă eliberez de grijile care mă epuizează energetic. Îmi fac planuri bine gândite pentru viitor. Sunt un magnet al banilor, atrag bogăția și abundența. Sunt complet responsabil de planificarea viitorului meu. Am încredere în capacitățile mele de a asigura binele familiei mele. Îmi urmez visele indiferent care sunt acestea. Arăt compasiune și îi ajut pe cei dragi mie să-mi înțeleagă visele. Îi rog pe cei dragi mie să mă susțină în tot ceea ce vreau să fac. Răspund întrebărilor referitoare la visele mele fără să mă apăr. Îi accept pe toți așa cum sunt și continui să-mi urmez visul. Sunt sănătos și în siguranță. Totul este bine. Toate problemele mele au o soluție. Încerc toate modurile posibile să ies din încurcătură. Nu am dreptul să mă compar cu nimeni, pentru că nu le știu întreaga lor istorie. Mă compar doar cu eul meu superior. Sunt fericit în propria mea piele și în propriile circumstanțe. Mă văd ca pe un dar pentru poporul, comunitatea și națiunea mea. Sunt mai mult decât suficient de bun și mă îmbunătățesc în fiecare zi. Renunț la obiceiul de a mă critica. Sunt o persoană bună în orice moment al zilei și al nopții. Voi continua pentru că eu cred în drumul meu. Întotdeauna este prea devreme pentru a renunța la obiectivele mele. Trebuie să aflu ce mă așteaptă la capătul acestui drum, așa că nu renunț. Trecutul nu mai are putere asupra mea. Tot ce am nevoie îmi vine la momentul potrivit și la locul potrivit în viață. Sunt profund mulțumit de cine sunt. Când nevoia mea va fi suficient de puternică, voi găsi o cale. Trecutul meu nu este o reflectare a viitorului meu. Nu mi-e frică să greșesc. Sunt suficient de inteligent pentru a-mi lua propriile decizii. În atenția mea sunt doar obiectivele mele. Îmi controlez reacțiile față de ceilalți. Mă străduiesc să devin acea persoană care îmi doresc să fiu. Aleg pacea. Fericirea stă la îndemâna mea. Succesul este în viitorul meu. Succesul altora nu mă face invidios. Va veni și timpul meu. Eu merit să am bucurii în viață. Concentrarea mea asupra succesului este de neclintit. Mă accept și mă iubesc așa cum sunt.
Eu am un plan de acțiune pentru a-mi atinge dorințele. Corpul meu este sănătos și sunt recunoscător pentru asta. Îmi voi stăpâni distragerea atenției și mă voi concentra asupra obiectivelor mele. Cu fiecare zi îmi este mai ușor. Iubirea de sine este o stare naturală. Singura persoană care mă poate învinge sunt eu însumi. Viața mea este un dar și apreciez tot ceea ce am. Fiecare dorință a mea este realizabilă. Mă voi înconjura de oameni care vor ajuta la scoaterea tot ceea ce am mai bun în mine. Părerea mea contează. Nu am nevoie de altcineva pentru a mă simți fericit. Sunt un magnet al iubirii. Îndrăznesc să fiu diferit. Imperfecțiunile mele mă fac unic. Îmi stabilesc obiective clare și lucrez în fiecare zi pentru a le îndeplini. Am voie să fac greșeli. Acestea nu mi-alcătuiesc toată povestea. Chiar și în afara zonei mele de confort, mă voi simți bine în propria mea piele. Prefer să nu mă critic pe mine sau pe ceilalți din jurul meu. Chiar de eșuez, nu voi renunța niciodată. Potențialul meu de a reuși este nelimitat. Momentele grele fac parte din viața mea și îmi permit să apreciez binele. Voi accepta tot ceea ce este mai bine pentru mine. Îi iert pe cei care m-au rănit. Devin din ce în ce mai bun. Sunt conducătorul propriei mele vieți și nimeni nu-mi va dicta drumul pe care să merg în viață, în afară de mine. Acolo unde alții văd dificultăți, eu văd noi oportunități. Eu fac tot posibilul și este suficient. Am puterea de a crea schimbări. Nu sunt dependent de nimeni. Știu cu exactitate ce trebuie să fac pentru a obține succesul. Îmi asum responsabilitatea pentru eșecurile și succesele mele. Sunt mândru de mine și de lucrurile pe care aleg să le fac în viață. Viața mea este făcută pentru bucurie. Voi trăi din belșug. Obiectivele mele sunt cu fiecare zi mai aproape de a fi atinse. Am tot ce-mi trebuie. Nu am nevoie de alți oameni pentru a fi fericit. Am dat drumul la tot ce nu mă mai servește. Obiectivele mele sunt simple și directe. Îmi urmez visele cu entuziasm. Viața mea se îmbogățește pe măsură ce îmbătrânesc. Sunt iubit și sunt dorit. Pot face absolut tot ceea ce îmi propun. Cu cât dau mai mult, cu atât voi primi mai mult. Încrederea mea nu cunoaște limite. Sunt demn de respect și acceptare. Prefer speranța în locul fricii. Nevoile și dorințele mele sunt importante. Sunt calm, răbdător și îmi controlez emoțiile. Îmi place să fiu înconjurat de alții. Voi înceta să-mi cer scuze pentru că sunt eu însumi. Frica mea se diminuează pe măsură ce îmi trăiesc viața cu curaj. Atrag bani cu ușurință în viața mea. Nu voi lua personal negativitatea altor persoane. Viața mea este plină de oportunități uimitoare, în care sunt gata să intru. Sunt un diamant, a venit timpul să strălucesc. Sunt liber să-mi creez viața pe care mi-o doresc. Sunt fericit, sănătos și concentrat. Sunt îndrăzneț, frumos și strălucitor. Pozitivitatea este o alegere pe care vreau să o aplic în viața mea. Forma corpului meu este perfectă, exact așa cum am intenționat. Angajamentele mele față de mine sunt reale. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce am. Nici o vină nu îmi poate schimba trecutul și nici o grijă nu îmi poate schimba viitorul. Nu mă înclin în fața fricilor mele. A face pași mici către obiective mai mari este un progres. Mintea, corpul și sufletul meu sunt în formă și puternice. Gândurile mele vor avea puterea pe care doar eu o voi permite. Sunt competent, inteligent
și capabil. Îmi cunosc propria valoare. Sunt sănătos, sunt fericit, sunt puternic. Mă iubesc și mă accept necondiționat. Perfecțiunea este o iluzie pe care nu o voi urmări. Am renunțat la piedicile pe care mi le puneam înainte. Înalta mea stimă de sine îmi permite să-i respect pe ceilalți. Stima mea de sine este mare, pentru că mă respect pentru cine sunt. Am renunțat la gânduri și sentimente negative despre mine. Pe măsură ce îmi schimb gândurile, și lumea din jurul meu se schimbă. Sunt independent, creativ și constant în tot ceea ce fac. În fiecare zi descoper lucruri minunate despre mine. Contează mai puțin ce spun alții. Ceea ce contează cu adevărat este modul în care reacționez și ce cred eu. Eu sunt creatorul realității mele.